Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Ne-am adunat astăzi în ședința extraordinară. Ordinară. De astăzi, 28-2023. Dar trebuie să începem cu procesul verbal din 31-1-2023. Cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri. Domnul Bulbocos pentru. Pentru. V-am auzit, domnul Buloc. Avem 15 voturi pentru. Apoi procesul verbal din 7-2-2023. Cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri. 15 voturi pentru. Acum supunem la vot ordinea de zi. Cea inițială, care v-a fost comunicată inițial cu un proiect de hotărâre, da? Da. Dăm citire proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data din 28-2023. Inițiator, viceprimar Climan Marcel. Votul pentru ordinea de zi. Aveam ceva de zis, dacă se poate înainte. Da, haideți, spuneți-vă, o să le luăm votul atunci, dacă... Vreau doar să ne asigurăm, pentru că avem proiecte care privind și rectificare bugetară și aprobare de organigramă și statut de funcții, două proiecte care normal până acum nu s-au făcut, nu s-au propus, doar să le-a propus doar primarul comunei și astăzi vedem că le propune domnul viceprimar al comunei și vreau să vă întreb dacă domnul viceprimar are dispoziție scrisă. Are dispoziție scrisă. Puteți prezenta, vă rugăm. Da, poți să vreți să ședințe, să vă da, chiar... spun și numărul dacă da, vreți. Da, numărul și data și... Ca să știm că tot e în regulă. Mulțumesc! Asta este dispoziția. E originalul după care... Ca și precizare, domnul viceprimar și în calitatea sa, deși de viceprimar și de... Consilier local poate propune orice proiect de hotărâre. Codul administrativ, articolul 129, alineatul 3, prevede că organigrama se modifică doar la propunerea primarului. Sau aveți și primarul în caz de... Acum știți foarte bine situația la data de astăzi. Da, și de asta e... O să vedeți că o să să discutăm un pic acest subiect, ca să știe toți cetățenii ce situația de pe planul... Mă rog, în mintea este la diverse. Să discutăm ca să putem să ne... Da, o să discutăm. Deci începând cu data de 14 se deleagă. La momentul ăsta doamna primar mai este în concediu sau a revenit? Întrebări care doamna primar a revenit din concediu. De asta zic, pentru că aici nu prevede o dată până la care s-au dat atribuțiile. Deci s-au dat... Prin lege, viceprimarul primește atribuții, tot prin codul administrativ, primește atribuții de la primar, pentru că și viceprimarul trebuie să aibă o serie de atribuții și sunt atribuțiile delegate de la primar, inclusiv calitatea de o parte din atribuții privind ordonator de credite poate fi delegată către viceprimar. Tot în codul. Deci, și eu din ce văd aici, ca să vă citesc, deci, se deleagă următoarele atribuții, semnarea tuturor contractelor încheiate, documente emise de OATE, Horgești, relații cu trezoreria, dispoziții sau documente emise de Curtea de Conturi a județului Bacău. Nu văd nimic de dispoziție pentru a putea emite acte în vedere, acte normative. Dar nu emite actele normative, sunt semnate și aprobate de dumneavoastră, nu le... Nu văd. El inițiază, doamnă consilier. Cele patru atribuții pe care dumneavoastră pe care le văd aici în această dispoziție, eu nu văd că domnul viceprimar la momentul acesta... Poate să inițieze proiectul de hotărâre? Ar putea să inițieze... Nu. Poate să inițieze proiectul de hotărâre, dar nu de modificarea organigramei și a statutului. E părerea dumneavoastră. Din această care reprezentant la ora asta a primăriei... Întrebare. Din această dispoziție înțelegeți că domnul Călimani este ordonator de credite? Nu, dar nu trebuie să fie neapărat. Păi și atunci cum face rectificare de buget? Nu îmbrățișez părerea dumneavoastră, sincer. Deci, întotdeauna viceprimarul este cel care preia atribuțiile primarului, fie că se facă în concediu, fie că este într-o situație în care nu își poate exercita funcția. Prin dispoziție scrisă, dar dispoziția asta, din punctul meu de vedere, deci,
dacă scria să deleagă toate atribuțiile primarului către domnul Călimar, era simplu ca bună ziua. Toate atribuțiile primarului, inclusiv așa erau. Dar aici, din această dispoziție, este clar că domnul Călimar la acest moment nu are atribuții de a modifica organigrama și statutul de funcții al Comunei Forgești. El nu are atribuții, aveți dumneavoastră. De a propune. Că... De a propune schimbarea. Are atribuții. Deci propune, eu nu pot... Deci dumneavoastră, când discutam aici, dumneavoastră, exact așa spunea, nu poți să fii tu consilier local să ne faci tu nouă aici, pentru că primarul decide, el își face o echipă, el își face... Cum să vin eu acum să-i spun? Dar că eu azi în ședința Consiliului Local dăm loc să spun, eu n-am nevoie de om la achiziții, îl dau afară, nu am nevoie de om la nu știu ce și vă supun la vot. Nu merge așa, nu merge. Și exact asta se întâmplă astăzi. Deci domnul Căliman, el este doar consilier local care a fost viceprimar, dar nu are atribuții. Și este viceprimar. Dar nu are este înlocuitorul primarului. Este, eu mențin ferm părerea că la acest moment domnul Căliman nu are dreptul de a propune, deci conform acestei dispoziții, nu are dreptul de a modifica organigrama. E părerea dumneavoastră. Acum, respect, da. E negru pe alb. Nu e. Și deschideți codul administrativ, articolul 129, alineatul 3. Scrie clar, la propunerea primarului. Mai mult de atât, ce pot să spun? Păi, dacă la ora asta, la această oră, domnul Căliman a preluat atribuțiile primarului... O parte. Și dacă la momentul la care... Spuneți-vă ideea, dar eu cred că am fost destul de clar. Nu am înțeles pe ideea dumneavoastră, eu am spus, eu am semnat pentru legalitate proiectul de hotărâre. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât primarul este în imposibilitatea de a-și exercita la un moment dat atribuțiile... Haideți să vorbim direct, să nu mai... la momentul ăsta, doamna Tena, este primarul Comunei Forgești? La momentul ăsta, până când nu am primit ordinul de destituire, este primarul Comunei Forgești. Categoric. Deci, în acest caz, din punctul meu de vedere, domnul Căliman nu poate modifica organigrama, ci o poate modifica... Dumneavoastră, cred că a studiat foarte bine și latura asta. Și tot la fel de bine știți că tot în lege spune faptul că încetarea mandatului se face de la data rămânei definitive a hotărârii. Este... Ce să spun eu? Este un vid legislativ. Ba da. Haideți să citim, uitați-vă puțin pe codul administrativ. Păi cam așa este, știți cum e? Se spune pe de o parte prin lege că încetarea mandatului se face de la data rămânei definitive a hotărârii. Pe de altă parte este necesar ordinul de destituire. Dumneavoastră interpretați. Cred că eu am stat și am discutat... Eu, la ora actuală, dat fiind faptul că sunt terț față de respectivul proces, eu aștept din partea ANI și din partea prefecturii documentele. Corect. Doamna Lunuț face o observație foarte bună. Conform celor spuse dumneavoastră mai devreme, în data de 14, doamna primar nici mai trebuia să dea dispoziție de delegare. Înseamnă că ea nu mai era primar. Și atunci... Dar încă este domnul. Până când nu apare... Domnul consilier, sunt interpretări legale care, sincer, eu am vorbit cu mai multe persoane, dacă n-am primit... Nu mă doiesc de lucrul ăsta. Da. Adică... realizați faptul că nu e în interesul nimănui ca primăria să nu funcționeze. Că primul lucru e primăria trebuie să funcționeze. Orice s-ar întâmpla din potrivă și o să... Și până la urmă, fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă dați aportul ca primăria să funcționeze. Indiferent cine e primar și indiferent... La acest punct al ședinței, eu doar am vrut să mă asigur că din punct de vedere al legalității, este legal ca domnul Călimar Marcel să vină să ne propună modificarea organigramei și a statutului, în moment ce, din punctul meu de vedere, dumnealui nu are aceste atribuții. Domnul consilier, eu am semnat pentru legalitate, după ce această hotărâre se duce la prefectură pentru legalitate, mai există... Insistați pe acest lucru, dar știți că ați semnat multe hotărâri de consiliu, hotărâri de proiecte de legalitate, care au multe lacune. Și avem pe doamna Sorina niciunul nu a fost desființat până acum, domnul consilier, din câte știu eu. Dacă dumneavoastră aveți alte informații, niciun proiect de hotărâre semnat și aprobat de Consiliul Local pe care eu l-am semnat și l-am contrasemnat nu a fost desființat.
Da, dar ați primit nenumărate hârtii de la Prefectura Bacău de a reveni și a găsi soluții pentru proiectele pe care le-am aprobat. Nici o hârtie n-am primit de la... Care e nenumărate? Spuneți, dați-mi un exemplu. Taxe și impozite 2023, da, zic. Acum, bine, discuția asta putem să o avem în particular. Da, dar putem și în public. N-am primit nimica de la taxe și impozite 2023 de la Prefectura Bacău. Noi pe taxe și... Am primit adresă de la Prefectura Bacău ca hotărârea pe taxe și impozite și modul de calcul să fie cea pe care noi am adoptat-o inițial, pentru că vă amintiți discuția că foarte multe primării n-au făcut așa și noi am făcut. Să vă prezint documentele și ca să fie tot mai clar. Da, deci acum eu mi-am spus punctul de vedere, la slujba noastră, e decizia noastră. Da, vedem că articolul 3 la aliniatul 1 spune așa. Cu aducere la îndeplinire a prezenței dispoziție se însărcinează persoana numită la articolul 1. Adică Călimar Marcel. Da. Cine mai trebuie mult este? E scris de grupe alb și toate sunt lucruri la bun. N-a citit-o pe asta. Haideți să nu ne mai... domnul Danuș a spus... revenim la votul ordinii de zi, da? Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă. Deci avem două abțineri, am văzut, da? Avem două voturi. Pentru, da? Deci avem două voturi împotrivă. 3. 13. Mulțumesc. 13 pentru. Ați zis că la asta așa, la matematica minimală, cât de cât mai... Nu speriați, colegii. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei. Cine pentru? Împotrivă? Împotrivă? Așa, abținere. Deci avem unul împotrivă, o abținere și 13 pentru. Trecem la primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cred că din referatul de aprobare ați deslușit motivul acestui proiect de hotărâre. Este până la urmă obligație legală de a constitui fondul de rezervă. Mai am înțeles, am văzut de vedere că mâine vine și Curtea de Conturi. Vor cere hotărârea asta, pentru că fondul de rezervă trebuia constituit. Mai mult, da. Dacă doamna... Cuvântul domnului e... Cam atât. Mai scrie cineva la cuvânt, cum ar fi acest subiect? Tocmai asta trebuie menționat, faptul că vorbim despre o ordonanță care este de anul trecut. Fondul ăsta de urgență nu se știe de acum de el. Deci, treaba asta trebuia făcută încă de la aprobarea bugetului local. Sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc că sunteți de acord. Și... Trebuie să reparăm dacă nu s-a făcut ceva. Acum, în viață faci, repari, faci mai bine, faci mai rău. Cam nu mai reparăm. Bine, sau încercăm să reparăm. Bine că ajunge totul să-și repară. Nimic nu-i veșnic și perfect pe lumea asta. Da. Mulțumesc. Mai e cineva? Punem la vot. Voturi pentru. Nu. Voturi pentru. Împotrivă. Împotrivă avem doamna Lunuț. Două. Și doamna... Și 13 pentru. Da, și kilovatorul din proiect. Poftim? Nu. Proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea organigramei. Poate lumea la nu se poate. Deci, proiect de hotărâre privind probarea organigramei și statutului de funcție aparatul de specialitate a primarului Comunei Forțului. Organigrama, cred că ați observat că a fost inclusiv actualizată cu funcțiile care, cu modificările care au intervenit în aparatul de specialitate a primarului.
Până la sfârșitul lunii martie va trebui să aprobăm și să fac proiectul de hotărâre privind ocuparea funcțiilor publice, care, după cum știți, îl votați întotdeauna până la sfârșitul lunii martie și îl comunicăm ANFP-ului. Pentru a putea face acest proiect de hotărâre și a comunica funcțiile publice ANFP-ului, trebuie să avem o organigramă actualizată. Observați, cred că în organigramă, că o parte din posturi au fost față de vechea organigramă, a fost actualizată cu persoanele și cu funcțiile din la ora actuală. De asemenea, cred că s-a observat faptul că a fost completată cu funcția de administrator public. Am mai avut această funcție la un moment dat în organigramă. Lor la cuvânt, dacă sunt. Da. Să scrie cineva la cuvânt? Domnul Velea. Altcineva? Domnul. Spune, domnul Velea. Da. Am organizat la primăria ca de audață, să ai din vedere că să mai fac angajări la primărie, să se... Eu am considerat și oamenii din Sobibor. Aici văd că sunt câteva angajări făcute. Și chiar m-a rugat o persoană atât câtva timp privești Vasilin să poate proba, putea să-l întrebați. Iar chiar m-a întrebat, băi, Nea Marini, chiar așa îmi spune, nu se poate, am avut și eu o promisiune. Iar din partea mea n-ai avut nicio promisiune, eu n-am avut, nu s-am promis nimic, că angajez eu sau câți fac eu. Să ai din vedere de altate, că acum nu sunt postul ăsta, nu avem noi, poate, competență, dar bă, că aici s-au angajat și necalificat, se poate angaja și la noi din Sobibor, chiar dacă nu au studii, dacă a necalificat, se poate angaja. Domnul sunt 2-3 ani de zile sau în 2 ani ceva s-au angajat cu 4 persoane și se putea și la noi cineva. Fără studii, necalificat, nu trebuie studii, domnule. Domnul consilier, ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare dintre dumneavoastră este faptul că orice funcție, fie ea publică, fie contractuală, se ocupă în baza unui concurs. Toate concursurile care s-au organizat pentru ocuparea funcțiilor publice sau contractuale au fost efectuate cu respectarea legislației, respectiv publicitate conform legii, afișare pe site la sediul primăriei, cu dosare, deci toate persoanele, ce am auzit eu, sintagma promisiune, eu n-am făcut nimănui nicio promisiune. Cred că fiecare dintre dumneavoastră realizați faptul că chiar dacă, știți cum eu, sunt un venetic, nu am niciun interes la nivelul primăriei decât să fie angajate persoanele care câștigă acele concursuri. Asta este procedura de concurs. Eu nu în majoritatea comisiilor am fost și eu. N-am promis nimănui niciodată nimic. Orice persoană care a venit și a depus un dosar complet, a participat la concurs. Dar problema e că, uitați cum ne-a spus acum, tabelul ăsta în față aici. Așa. De ce nu se poate și atunci când s-au făcut angajările celelalte să fi văzut și noi în față? Și atunci putem ce să fi văzut, domnul consilier? Când se fac angajări în primărie. Păi angajarea se face în urma susținerii concursului, persoana care câștigă. Deci angajarea nu se face înainte, angajarea după aceea se face concursul. Se scoate la concurs un post, se face procedură, trec numărul de zile pentru depunerea dosarelor, persoanele depun dosare, după care se stabilește data probei scrise, se dă proba scrisă pentru persoanele care au depus dosare conform cerințelor fișei postului, după care se ține interviu. Au fost și nu, de asta știți că eu nu văd Socodor, nu văd Horgeș, nu văd Recea. Eu văd un om din eu văd oameni care vin și își depun dosarele, nu mă uit de unde locuiesc efectiv, pentru că eu sunt secretarul comunei Horgeș, eu nu văd oameni. De asta nu vă văd ca de Socodor. Poate greșesc eu. Eu vă văd ca locuitor al Horgeștiului. Cine a depus dosare și dosarele au fost complete și au fost admise dosarele și s-au prezentat la proba scrisă. Toate dosarele au fost publice. Chiar la un moment dat cineva a făcut o mare sesizare că a participat el la un concurs și nu a fost corect.
A venit parchetul și a luat toate dosarele. Sunt corecte tot ce este pe dosarele respective. Cine au luat probele respective au fost angajați. Domnul Velea vrea un anunț. Da, asta da, e. Nu vrea, dar au fost anunțuri, domnul consilier. Noi ca consilieri n-am știut de treburile astea. Noi ca consilieri, domnul consilier, sunt afișate la, uite, dacă vă uitați și acum sunt o parte din ele vechi la afișier. Sunt la afișier, sunt pe site, sunt în monitorul oficial și sunt pe un ziar. Unde să mai punem anunț? Nu putem să vedem la fiecare. Monigramă o de la acum în față. Nu se putea și când se făceau angajările în celelalte să le avem și noi în față, să vedem atunci? De ce nu s-a făcut? Eu nu vă înțeleg întrebarea. Cum adică să aveți organigrama față că se făceau angajările? Angajările se fac în baza concursului. Iar la concurs, consilierii nu fac parte din comisia de concurs. Nu, dar trebuia să știm și noi. Asta e. Să știți că se fac... Cum ne-ați anunțat acum? Nu. Să știți că se organizează concurs. Da, n-au știut nici de concurs, noi nimic. Am zis acum, am scris câțiva caritimistele astea. Dar nu aveți o listă de concurs acolo, ce vezi în noastră în față. Nu confundați. Să spun angajații care sunt în primărie. Nu se mai poate scrie, dar acum, dacă vrei să înscrieți în Suodor cineva acum, mai e valabil. În clipa în care un post este scos la concurs și o să scoatem posturi la concurs, orice locuitor al comunei Horgești, dar nu numai, orice locuitor al acestei țări care îndeplinește condițiile, adică este cetățean român și toate condițiile care apar, poate să vină să se înscrie. Dar am avut înscriși din Sohodor, mă scuzați. De unde au aflat? Scot dosarele și vă spun numele, că nu că uite, un nume aghi acum vine. Din Sohodor. La Sohodor s-au angajat om din Sohodor, la școală la Sohodor. Faceți o confuzie, aia este organigrama cu persoanele care lucrează în primărie, care au ocupat funcțiile printr-un concurs. În momentul când apare un post vacant, așa, i-a anunțat Consiliul Local. Să știi, toată comuna, să știi. Dar nu știi și Consiliul Local apare. Este post pe site de primărie. Procedura de publicitate a concursului este stabilită clar prin lege. Nu scrie nicăieri lucrul ăsta. Putem să-l facem la un moment dat. Da, acum vă spun ceva și dumneavoastră ca și consilier local, fiecare puteți să vă interesați ce se întâmplă. Adică e cam rușinos să spuneți că nu știți ce se întâmplă în cadrul primăriei. Sunt afișate. Și domnul Claudiu mai înainte. Și eu am dat să intru pe site-ul primăriei. Nu pot, nu intru, nu găsești. Asta se întâmplă la site-ul care este nou și care are 2 luni de zile și care site-ul vechi au intrat toată lumea. Nu vă folosiți de o chestie conjuncturală. Site-ul vechi au intrat toată lumea și acolo au fost. Dar în afară de site, toate actele alea care le pun eu la afișier, le citește cineva vreodată? Eu. Păi, dar spuneți-le și colegilor, doamna consilier, atunci. Bun, mulțumim, domnul Velea. Are cuvântul domnul Dămoc? Mulțumesc, doamna președintă. Da, domnul secretar, la departamentul serviciu public de asistență socială. Da. Noi acum avem aprobat pe HCD cântările de Consiliul Local în ființa acestui serviciu public. Și avem aprobat inclusiv cu număr de posturi. Da. Câte posturi trebuie să fie la serviciu? După data la care s-a aprobat serviciul, eu am comunicat ANFP-ului și am avut o discuție cu reprezentantul ANFP-ului care mi-a spus așa și mi-a dat și de unde. Deci, el are denumirea de, la nivelul comunităților locale, comunelor, are denumirea de serviciu public, dar are calitate de compartiment. Sunt 2 legi care reglementează lucrul ăsta și mi-a spus că nu vă obliga nimeni să aveți la data respectivă. Puteți să aveți și 10, puteți să aveți și 15. Nu vă obliga nimeni pentru că ea funcționează, deși are denumire de serviciu public conform legii care am înființat. Ea are, funcționează după principiile unui compartiment în cadrul primăriei și poate avea atâtea funcții cât este nevoie. Deci, ceea ce ați spus dumneavoastră, de-aia am și desființat de acolo, am avut discuția chiar atunci când s-a comunicat la data respectivă. Dacă vreți să vă spun, a fost și la momentul respectiv s-au și schimbat persoana care s-a ocupat de noi la ANFP. Și ne-a spus, dar cine va obliga să aveți 7 sau 5 persoane în condițiile în care dumneavoastră, fiind loc, comunitate locală, puteți să aveți, el funcționează, deși se numește serviciu public, funcționează pe parametri de compartimente asistență socială. Păi, mă scuzați că vă întreb, păi cine v-a comunicat înseamnă că
v-a comunicat rău și nu ați verificat la data respectivă, pentru că ați avut nevoie și de spațiu ca să funcționeze ca un serviciu, adică au fost multe... Dar spațiu a existat dintotdeauna, da, dar spațiu a existat. Nu, dar vreau să spun, printre cerințe, deci au și de spațiu și de număr de persoane. Ca idee să știți că el este pe proceder de acreditare și este acreditat cu numărul de posturi care este acum. Deci nu este, este în concediu domnul Arvinte. Dacă ar fi, l-aș chema să vă dea explicații. Deci este legal și este acreditat, așa cum este. Ok, deci este legal, este acreditat. Spuneți că este în curs de... Dar... Este în curs de acreditare, de acreditare. Știu, exact. Eu nu știu exact la ce să vă spun. Asta cu numărul de personal, mie mi se pare că... deci noi am aprobat în Consiliul Local proiect de hotărâre da. Un număr de persoane. Da. Acel serviciu dat înființat poate fi modificat ca număr de persoane da, fără aprobarea da, Consiliului poate Local? Fi înființat, că nu, tot de asta mi-a spus reprezentantul IPP-ului, că el, ca și el, deși are denumirea de serviciu, nu se referă la serviciu, la termenul de acel serviciu, de are denumirea de serviciu ca și, cum să vă explic, ca și activ de populație. Nu trebuie să respecte condițiile unui serviciu care e cu număr de personal și cu schemă de personal. Bun, atât da. Domnul Dămoc? Nu. Și aici e un semn de întrebare, de punctul meu de vedere, bineînțeles, pentru că așa de asta, deci și SBS-ul și serviciul de asistență socială, înseamnă că deci noi aprobăm Consiliul Local niște hotărâri cu număr de personal, cu funcții fixe, și păi, după aia, primarul poate să... Uitați-vă că și la așa, ca să am mic de SBS-ul, deci la fel, se cheamă serviciu, dar avem o fi o singură funcție, șef da. SBS-ul. Păi, da, și persoanele voluntare. Bun, practic schimbarea majoră a acestui proiect, acestei organigrame, asta ne face, desfințarea acestui post de la asistență socială și introducerea postului de administrator public. Așa cum foarte bine ați mai spus, noi am mai avut această funcție în organigramă de administrator public. A fost inițial de domnul Cioroabă, cred că mandatul lui introdus. S-a încercat atunci angajarea unui administrator public și deoarece s-au cerut în Consiliul Local competențe, ținte clare de număr de proiecte, de lucruri concrete pe care să le solicităm de la acel administrator public, în ședința de Consiliul Local nu s-a mai votat. Consiliul Local Vorceș la acel moment nu a fost de acord cu funcția de administrator public. Ulterior, o să vă spun sincer, nu mi-am interes, dar poate mă ajutați dumneavoastră, dacă în mandatul doamnei Temea sau tot în mandatul domnului Cioroabă s-a renunțat la funcția de administrator public. Dacă puneați întrebarea asta mai înainte, mă uitam sincer, nu mi-am interes nici eu. Da. N-aș vrea să vă dau. În unul din mandate, cu siguranță. Cel mai sigur a fost s-a renunțat în mandatul doamnei Temea la această funcție de administrator public. Și de ce s-a renunțat? Pentru că nu era util, nu era nevoie, erau nevoie de posturi altele, mult mai importante. Asistența socială, chiar un post important în organigramă unei primării. Și acum, ca să spunem lucrurile pe nume, s-a ajuns acum la acest moment, deoarece, așa cum s-a menționat și mai devreme, data de 8 februarie, doamna Temea a primit o decizie de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind incompatibilitate sesizată de Agenția Națională de Integritate. Și astfel, în 30 de zile, practic, doamna Temea își pierde mandatul prin ordin de prefect. Greșesc cu ceva, domnul secretar? Ok. Dar nu cred că greșiți și nici nu vreau să vă contrazic. Nu, eu până la urmă să vă pe lege. Eu nu sunt jurist, mi s-a părut atât de încălcit procedura, încât eu vă spun în fața mea, pe ce sunt sigur, pe ce nu sunt sigur. Stau și eu și aștept și să văd ce documente să trimit ca să pot să fac. N-am făcut niciodată lucrul ăsta. Nici nu s-a făcut nici la nivelul instituțiilor centrale foarte des lucrul ăsta ca să avem o procedură. Așa ca să vă spun că și primarul la Prăjești a primit recent o astfel de decizie. Da, dar n-au primit recent, dar nu-i terminată procedura, asta e problema, știți? Nu prea există o practică. Terminată procedura este la Sporțeni, unde fosta doamnă viceprimar la fel a fost emisă, tot din aceeași cauză. Deci cazuri mai sunt în județ, nu este un caz singural la Prăjești, ca să credeți noi mai special. Deci se întâmplă lucrurile astea, practic, ca să prevăd oarecum ceea ce deja s-a încercat oarecum să anunțe în spațiu public, faptul că
din cauza consilierului Dămoc se întâmplă la Horgeș și nu se face haos și nu se mai întâmplă lucruri și poate nu se mai facă proiecte, investiții. Eu sunt un simplu consilier, eu am încercat să-mi fac treaba cât pot de bine, să mă documentez, să citesc legile. Dacă legea prevede ca doamna Temea să își piardă mandatul... Prevedea la acel moment. Deci au fost modificate. Înseamnă că asta trebuie să se întâmple. Bun, s-am ajuns în punctul ăsta, se propune funcția de administrator public și tocmai ca să știe toată lumea, pentru asta se propune funcția de administrator public. Pentru că doamna Temea, nemai putând fi primarul comunității, practic se încearcă, pentru că ea va putea fi administrator public. Da. Probabil nu o să fie un concurs? Nu. Administratorul public se desemnează, de exemplu, prin dispoziția primarului. Deci domnul Căliman va putea, prin dispoziția dumnealui, să o desemneze pe doamna Temea Luminița ordonator de credite. Nu despre asta e vorba. E decizia, bineînțeles, e decizia domnului Căliman, e decizia poate a partidului, nu? Aveți o majoritate aici în Consiliul Local la Horgești. Tocmai pentru asta vreau să vă subliniez încă o dată. Este foarte important ca toate proiectele, toate promisiunile care au fost făcute către cetățenii comunei Horgești să fie duse la îndeplinire până la capăt. Da? Adică să nu căutăm scuze, să nu ne victimizăm, pentru că se încearcă această victimizare continuă. Da, dacă e să vorbim de victime, dar o să vorbim la diverse de victime. Da. Deocamdată de asta vreau să vă spun. Din moment ce ca primar n-ai reușit să aduci fonduri europene, să atragi, cu siguranță de azi, te agăzi de funcții doar ca să iei niște bani din primăria Horgești, nu este ok. Mulțumesc, atât deocamdată o să mai intervin la diverse. Bun. Altcineva? Mai are din... Deci, cum spune domnul Dămoc, e adevărat problema lui doamna. Dânsul spune că oamenii vorbesc că e dânsul care a fost pionul principal, nu știu, pentru eliminarea lui doamna de la postul care l-a întâlnit. Dar aș mai veni cu o precizare. Domnul Dămoc astăvară a făcut o pagubă la Comuna Horgești când a adus garda de mediu cu, la Soldor, cu tarif. Nu știu, prin sursea așa. Și angajații primăriei care au fost cu competență, au fost amendați din sursă. Asta nu știu precis. Dar primăria am auzit că a fost amendată și. Și atunci cu ce venim noi ca consilie aici în fața în consiliul local și după aia ne bate joc de primărie. În loc să aducem un beneficiu. Mă rog. Păi, dar atunci avem dificultăți. Păi, dacă ne amendăm primăria și anunțăm garda de mediu, poți să anunțăm și financiara și sanipidul, că nu-i măturat bine pe aici. Și mă pujim. În loc să vorbim în consiliul local, hai să facem, mai să trecem, mai să... Facem pe altă parte, pe furiș, telefon, filmăm, cutare, n-ai voie, foc să dai și cutare. Dar dacă o luăm așa bine și ne gândim, în toate părțile sunt neclarități. Dacă luăm București, e capitală, o să dă ora exactă, zici, mai ales ăla care îl întrebe, eu din București, în sectorul 1 e așa, și la Mogoșoaia, și în toate părțile, și e mizerie, domnule. E mizerie. Și primarul capitalei, care București, sectorul 1, e cel mai mare sector din capitală. Și bogat, ca fonduri, ca așa. Și eu, adică, acolo unde și șerpi, și șopârlile, și șobolani, și gunoaile stau grămadă cu proiectele care le-au făcut cu salubrizarea, nu mai da banii, nu știu, și aia nu mai gata, n-am mai încheiat contract. Și atunci... E, și îmi pare rău, domnul Dămoc, că... A adus primărie o pagă. Am și eu ceva. Deci 250 de milioane e ceva care se poate cumpăra, deci ceva, un teren și poate să facă și primăria, un târg.
undeva, ca să câștigi niște bani, dar cu banii ăștia, că nu, le dăm la stat. Cam atâta. Mulțumim, domnule. Să vă rog, întreb la replică după aia. Mulțumesc. Da. Noi consilierii locali, da, suntem foarte mulțumiți de doamna primar cum a condus până acum primăria. S-a văzut în atâta timp, în 30 de ani, că niciunul din toți primarii care a fost n-a putut să obțină ce a obținut doamna primar. Într-un timp atât de scurt. Da, și avea multe proiecte de făcut și cu ajutorul consilierilor le ducea la încapă. Dar uite așa s-a întâmplat, lucrurile astea nu știu de unde a provenit. Dar credem, dacă Eva a ocupat un post, ca așa cum a zis domnul Dămoc, îl va ajuta pe domnul Vici și va duce toate lucrurile până la capăt. Și al doilea mandat va fi iar ajutată și sprijinită de toți consilierii care le-a avut și de toată comuna și va duce toate lucrurile până la capăt. Mulțumim! Mulțumim, domnul Dămoc! Da, mulțumesc. Domnul Dudulico, să vă rog să politicul să retrageți vorbele care le-a spus, și anume că domnul Dămoc a făcut o pagubă comunei Gorjești. Da? Deci nu este ok ceea ce ați afirmat. Să mă acuzați direct că eu personal am făcut o pagubă. Ce am făcut eu? Ce am făcut eu, consilierul Dămoc? Este să iau atitudine. Să iau atitudine asupra unor nereguli care se întâmplă de foarte mult în comuna Gorjești. Și de mediu, și de construcții, de lucrări la prețuri supraestimate. Sunt foarte multe probleme în comuna. Lăsați-mă, vă rog, să trecem. Atunci când un consilier ia atitudine, el trebuie apreciat. Da? Atunci când noi ne-am obișnuit să ascundem mizeria sub preț. Asta este tipic celor care... Dom'le, las că merge așa. Da? Eu prima oară când am intrat în Consiliul Local la Gorjești, asta mi s-a spus. Las-o moale, fă ca noi ca să fie bine. Dom'le, nu e stilul meu. Eu n-am venit aici ca să-mi fie bine. Și am avut de suferit. Și eu, și familia mea, și mulți alți oameni pe lângă mine. Numai pentru faptul că am avut curajul ăsta și de a spune lucrurilor pe nume. Da? Și acum și nu mă feresc să fac lucrul ăsta. Eu dacă mâine văd, dacă văd că mă dă cineva fug la gunoi, sun la garda de mediu. Asta sunt eu. Mă condamnați pentru lucrul ăsta? Greșesc cu ceva? Vreți să vă îmbolnăviți? După aia, când o să vedeți oamenii bolnavi din comună, că bolnavi de cancer, care se întâmplă atâtea nebunii. Da, este domnul Dudulică, că peste tot este. Putem trece mai departe? N-am terminat, doamna președinte, că nu se poate să acuzăm așa, că gata, Dămoc a distrus, a luat bugetul. Vreți să vorbim de prejudicii? Păi luați atitudine că s-au cheltuit 90.000 de euro pe o hală, luați atitudine că s-a cheltuit 50.000 de euro pe un gard la școala Sohodor. Astea sunt probe, acolo sunt banii. Acolo sunt banii despre care trebuie să vorbim. Știam de 30 ceva, nu 50. Dumneavoastră nu știu ce știți. Eu vă spun de hârtii, de cifre. Asta că suntem mulțumiți că s-a făcut. Păi dar, domnul, aici nu suntem acasă la noi unde ne permitem oricum să aruncăm cu bani, cu firme, că nu știu ce. Acasă dacă vine unul și eu vreau să-i plătesc nu știu câte miliarde pe lucrare de 10 lei, îi dau. Dar la primăria unui buget local, unde vorbim de bani publici, nu putem să facem lucrul ăsta. Da? Dacă știți, nu putem să facem lucrul ăsta. Cu gardul la Sohodor s-a cheltuit așa și n-ați făcut un referat și să vină oameni din comunități să facă ei memorie. Uite, păi vedeți, dumneavoastră acum mă vedeți? Dar spuneți că s-a cheltuit așa, fie sursă că s-a cheltuit atât, dar documentația. Nu, păi nu sursă, e bară documentația. Haideți atâta timp cât ați ajuns la un consens, o lăsă. Deci până la urmă, domnul Dudulică îmi dă dreptate și spune că trebuie să fac hârtii. Eu știu, dacă am cunoștință... Cine a făcut evaluarea? Așa, ca să sunt, domnul Dudulică, fiți liniștiți că sunt. În Consiliul Local sunt. Altă problemă. Nici. Facem un dialog? Sau un dialog, un monolog. Nu. Hai, dau de răspuns, am trebuit și eu. Ca să fim ca un șpion și pe furiș să filmăm că ăla dă foc, că ăla face, că ăla face, trebuie să organizăm un Consiliu Local. Punem pe cineva să urmărească cu competență. Mă rog, asta cu scheu nu-i prea. Data viitoare promit că vă sun și vă invit cu mine și vom acționa împreună. Ce? Nu, aici organizare de Consiliu Local. Nu cineva cu lor la cuvânt? Mai vrea cineva să ia cuvântul? Mai ia cineva cuvântul? Mulțumesc, Anon. Să puneți la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei. Voturi pentru. Domnul Boboc? Împotrivă. Abțineri? Nu mai avem.
Deci avem 2 voturi împotrivă și 13 voturi pentru. Diverse. Da, scrie la cuvânt domnul Cisecaru. Altcineva, domnul... O rugăminte la președinte. Lilă. Avem, doamna președinte, avem și pe doamna care vrea să prezinte ceva la diverse. Da. Avem un invitat și ca să nu... Da, da, prima dată ar trebui să discutăm cu invitatul și după aia ca să... Da, da. Altcineva să mai înscrie, domnul Bogurici? Vedem după aceea ne scriem la cuvânt și mai... Da. Da, am și eu o neregulă, sunt fermier, 25 de ani. Anii trecuți au fost o licitație la care am participat, am câștigat licitația, mi-a fost anulată. A fost chemată comisia, eu doamna primar și-a spus a doua licitație să fac într-așa fel ca eu și băiatul meu să nu câștig licitația. Am 500 și ceva de animale eu, băiatul 100 și vă 40 de oi și vă 70 de capri și 10 și vaci. De un an de zile stau pe pășunii, ilegal. Eu nu am pășuni. Am atâtea animale. Sunt fermier de 25 de ani, am plătit taxe și impozite la primărie. În fiecare an. Pe acel izlaz. Am făcut sesizare și la poliție, am făcut și la DNA și aștept niște, dar animalele, nu pot să le zic, nu mănânci azi, că... Așteptăm de la... Știi cineva că nu am izlaz de aici? Nu știe nimeni. Știi? Nu. Nu știi. Dar acum și le stăpânești izlaz, dacă nu vă spărați. Vă spun eu. O chemat doamna primar pe Liviu Gosav și i-a spus așa, la 200 de oi, i-a dat 65 de hectare, la care o pus la concesiuni 5.500.000 sau 5.300.000 și ceva. Trebuia să dea Liviu Gosav pe an 320 de milioane. Doamna primară a făcut o învârteală, deodată 80 și o achitat. Nu știți, sunt domnul. Sunt sigură de asta? Da! Sunt sigură. Păi dar doar nu vorbesc aiurea. Sunându-l pe... Când am pierdut licitația, un an ne-a lăsat așa și a zis, rămâniți toți pe terenul care l-ați avut. În lipsa mea, o chemat fermierii, o semnat dosarele și am venit la domnul secretar și am zis, domnul secretar, eu și fac cu animale ca animale și pot să fac acum. A, dacă ai pierdut licitația, poți să faci transhumanță. Dar cine nu are câini acasă, nu știe ce înseamnă transhumanță. Că nu știe omul. Dacă nu-i crescut în domeniu, el nu știe că eu mă scol la 4 și mă cun la 1. Nu am salar, vin la 8, la treabă și la 4 jumate am plecat. Nu, eu muncesc de dimineață și până seara. N-am venit la primărie la ajutor social. N-am venit la primărie să-mi dea ulei. N-am venit la primărie să-mi dea zahăr. Când am pierdut licitația, l-am sunat pe domnul Vici. Dar nici, vorbind cu doamna primar, nu se poate, domnule, să nu-ți dea izlaz la atâtea animale. Nu se poate când a venit și a vorbit cu doamna primar. A, dar știi, ai pierdut licitația de asta. Dar licitația prima am câștigat 40 de hectare. Liviu Gosav, în prima licitație a licitat 25 de hectare, într-a doua licitație a licitat 65 de hectare. Deci cum poți la 200 de animale să dai 65 de hectare și eu la 700 cu tot cu copil și zăși și vași? Nu am deloc. Am cumpărat grajduri de la Gheorghe Gosav. Doamna primar mi-a făcut actul de vânzare-cumpărare. Băiatul meu le-a cumpărat. Am întrebat atunci, doamna primar, dacă eu clădirea, animalele le-am, terenul lui Gheorghe Gosav, o să-mi revină mie? Știți ce mi-a spus? Păi doar nu o să-ți dau la galeri. Izlaz, dacă tu ai... Bine, s-a terminat cu licitația, am venit să vorbesc frumos cu doamna, am intrat la ea, am discutat, știți ce mi-a spus? A zis, doamne, ce fac cu animalele acum? Mi-a râs în față și mi-a zis, sunt abatoare. Tu le ai abator. Ce vrei să-ți fac eu? Păi dacă dumneavoastră considerați ca oameni care știți cum să crești un animal, să duci animalele la abator, faci-mi, le duci la abator. Dumneavoastră nu știți din comisie, spuneți, da, o făcut doamna primar, dar nu i-a făcut.
în general sohodorul. Nu a făcut. Și a făcut doamna primar. Și a făcut. Domnul de față, din fața mea, nu știu cum îi spune, a făcut doamna primar. Și a făcut, domnule. Și a făcut. Un tânăr fermier de 25 de ani a dat 200 de milioane pe o cabană ca să aibă unde crește animalele. Da? Uniunea Europeană ajută tinerii fermieri și doamna primar îi distruge. Dar știți din și cauză? Pentru că am fost consilierul domnului Dămoc. Mi-au spus în față, de când am câștigat licitația, au ieșit pe hol și mi-au spus, nu rămâne așa. Nu rămâne așa, că doar eu sunt primar aici. Și cât mă susține domnul Benea și cu domnul... Nu mai știu cum îi zice lui celălaltul. Ivace. Nu, altcumva. Așa? Deci mie nu are și să-mi facă nimeni. Ajut-o! Că nu mă interesează. Domnul secretar, de câte ori am venit și am întrebat? Domnul secretar, nu-ți spați ceva? Nu, ai pierdut licitația, gata. Dar putea să fi vorbit cu ea sau să o trageți din mânică. Domnule, cum întorci licitația unui? N-am auzit în viața mea să întorci licitația. Pentru și ce am făcut în licitații? Cristi, bărbatul ei, spune la oameni, a, dar i-am întors licitația că a avut fiscal falsilor, dar o mică. Nu, eu am avut fiscal. Persoana care a câștigat pășunea în locul dumneavoastră, da. A pășunat vreo secundă? Nu, nu, dar a luat 600 și ceva de milioane bani care eu am împărțit cu doamna primar. Păi, aveți dovezi, doamne, eu știu. Da, nu puteți veni cu acuzații. Păi, da. Deci în fondul ăsta da. Aveți deci aveți voleanța, nu aveți islas pentru da. Animale. Da. Nu puteți să vezi cu acuzații da. Că o lua doamna primar păi, împărță bani. Păi fratele... Deci aici noi nu putem să... Fratele lui mi-a spus. Păi eu vorbim dinainte. Dar până la urmă oamenii sunt însă... A pășunat tot pe suhaptul ăla pe care păi unde, și-a cumpărat. Păi unde vrei ai să le aduc? Să le duc la... Mă, ai crescut animale, știi ce înseamnă animal? Da, ce puteam să fac eu cu animale? Tot e pășunat. Mimi s-a spus de la Bacău, tu stai acolo cât te judeci cu primăria, tu nu pleci de pe islas. Dom'le, dar asta mi-a spus. Nu cred. Asta mi-a spus. Nu cred că v-ați zis treaba asta. Da, ai fost de față cu mine? Nu. Păi da, știți cum e ea de față cu dumneavoastră? De față cu dumneavoastră? Nu, nu, nu. Și când noi, nu știți, trimite mesaj în privat, amenință. Dar chestia că o lua bani, m-a făcut asta. Asta domnul Vișir rămâne să analizați problema. Un fermier cu atâtea animale să nu-i dai izlaz? La abator n-ai fost să nu știu chiar arăt. Păi da, să duc la... M-a luat în râs, domnul Velea. M-a luat în râs și mi-a zdune la abator. Păi da. Bun, domnul Mihalache, atât? Atât. Mulțumim. Și dacă se poate să faci ceva, să am și eu izlaz. Da, o să discutăm. Dacă discutați tot cu ea, nu se mai... Nu se pune nimic. Nu mai avem problema... Peste 10 ani, domnul! Peste 10 ani! Păi, cineva de la... Știam un teren undeva și am venit și am vorbit cu doamna. Doamna zic, a vândut animalele omul respectiv. Ei, și le ține frasul, și te interesează pe tine. Acolo unde s-au vândut, mai sunt cazuri și la rece, dar trebuie reglementat. Cei care nu mai au animale, izlavul respectiv, să preia, s-au organizat din nou animale și am fost fermier de avizare. Așa mai poate din nou, domnul om, dacă mai văd animale, nu pot ține lei, nu mai pot ține lei. Așa nu înțelege la comandată. Nu trebuie să existe ceva. Mai poate din nou face licitație, în cazul comunii Orgești. În condițiile în care vor apărea suprafețe libere, care se vor elibera, se va renunța la ele sau așa, se va face licitație, se va face licitație în condițiile legii. Licitația a fost în condițiile legii. Acum știți că asta e diferența dintre situația de fapt și toată lumea o înțelege că oamenii ăștia au oi, nu vor ieri numai dumneavoastră, toți cei care au oi, iar situația de drept este următoarea. Într-adevăr, eu n-am câine acasă, dar... Eu nici nu trebuie să am câine, da. Pentru că eu trebuie să aplic legea așa cum spune legea.
Deci licitația, nu intru în discuția de licitație. Dumneavoastră a spus cu cuvintele dumneavoastră că este făcută o plângere penală. Și da, în cazul ăsta este normal ca ceea ce se face față de plângerea penală, nu discutăm în spațiu public, eu nu discutăm. Ca idei, la modul general, în urma plângerii se va stabili modul și dacă a fost corect, problema de bază, ceea ce vreți să spunem, haideți să spunem verde în față. Sunt foarte mulți fermieri cu foarte multe oi și mult prea puțin pământ. Atâta timp cât oamenii s-au înțeles între ei, toată lumea a fost fericită, da? Ați spus de discuția cu mine, am avut discuția asta de câteva ori, da? Cum înainte s-a putut înțelege, iar anul, acum 2 ani, frate cu frate s-a certat, veri între veri, sunteți veri cu oamenii, nu? Haideți să vă spun, nu suntem veri, haideți să vă spun care e problema. Costel Spânu are 11 hectare de islaz. Mărăscu, nu o pășuna niciodată în viață, nu a avut stână acolo. Cu doar știți toți unde are domnul Budov, domnul Marcel, știți unde e stâna lui Costel Spânu. Cum îi dai lui ăla care nu pășunează acolo izlazul pentru bani europeni și prostului care muncește și stă acolo? Păi el a licitat suprafața și a dat prețul cel mai mare, ăsta e principiul licitației. Păi da, eu am câștigat prima licitație, Ficeană. Omul respectiv n-a pășunat acolo. Și nici nu are stână acolo, domnul secretar. Nu știți că n-aveți de unde. Ar fi ideal pentru primării, că acum eu urmăresc interesul primării. Păi, ca noi să ne încasăm redevențele și pășunile să fie înfloritoare și nu pășuneze. Dar este pășunat. Eu nu cred că nicăieri nu este o ocupație. Domnul, dacă omul pășunat, are stâna la Horjești. Cine pășunează? Nu. Cine pășunează? Nimeni. Păi, v-ați acolo, nu vrea să vă sunați dumneavoastră, nu vă deranja nimeni. Păi, unde vrei să vă duc cu oile? A, v-ați spus că nimeni. Păi, da, domnule, dar dacă el e banii europeni și are stână la Horgești. Deci este vorba de subvenții, despre asta e vorba. Da, păi, de la animalele și știți câte mii de kilograme de grăunță am luat la animale? Nu știți și nici nu vă dați seama cât ar mânca atâtea animale. Eu nu vă spun că știu ce nu știu. Păi, domnul secretar, dați-mi voi, ce s-ar trebui să se ia pentru viitor? Oamenii care n-au animale să nu participe la licitație. Toate persoanele care au participat la licitație au făcut dovada de la medicul veterinar. Da. Nu, haideți să fiți serioși. O idee este alta. Trebuia să țină cont în funcție de câte animale. Da, dar cine știa câte animale? Haideți să vă spun eu, domnul. Am mai avut discuția asta, așa că trebuie. Nu, nu. Așteptați o secundă să vă spun eu. Știți ce a făcut Liviu Gosav? Exact. Liviu Gosav avea miei trecuți, că cine nu știe, dar eu sunt domeniu și știu, avea miei trecuți crotaliați. Deci el avea 200 și ceva de oi și cu 170 de mei s-au făcut 300 și ceva. La doctor cât avea? 300 și ceva. O scos de la domnul doctor. Domnul doctor, picinstit, i-o dat și avea în calculator. Nu a avut nicio... El vânduse miei, fără acte, ca să le șteargă din calculator de la doctor. Și el a adus, am 300 și ceva de oi. Nu! Are 200 și ceva. Dar dacă ar fi venit cineva să numeri oile sau să spună, băi frate, stai că tu ai 500 de animale și tu nu ai un hectar. Da, practic treaba trebuia făcută, lucrat în teren. Domnul, până a venit doamna Luminița, ne-am înțeles toți. Până a venit o leacă divergența. Toți ne-am înțeles. Numărul de animale. Dacă un fermier nu mai are numărul de animale, conform că... prin contract, trebuie să-și aducă documente inclusiv la Mărăscu. Pentru anul ăsta au adus toți fermierii să facă dovada numărului de animale? S-au făcut verificări în teren pentru respectarea contractului amenajamentului pastoral? Despre asta vorbim. Nu. Prin contract, fermierii trebuie să facă dovada numărului de animale și a lucrărilor efectuate. Corect. La nivel așa. Există o persoană însărcinată care se ocupă cu aceste... Sincer, nu l-am întrebat despre asta la momentul ăsta, pentru că realizați că sunt zilnic probleme. Persoana respectivă, vă rugăm, probabil toată lumea de acolo, să fie prezentă în ședința viitoare de Consiliul Local și să vedem cu hârtiile pe masă documentele. Să vedem care e situația la momentul actual în comună, să vedem număr de animale, lucrările care au fost respectate, pentru că nu putem așa, nu putem să mergem la nesfârșit
ca oameni care au sute de oi să stea fără pășune legal, că practic, exact cum a spus și doamna Sorina, ea legal nu are pășune, iar alți oameni care au legal, au semnate contracte, nu poate să-și o folosească. Ei, de fapt, să nu aibă dreptul. Păi nu poate să-și o folosească. Nu vrea să o primească pe doamna cu animale. Dacă vreți să fim corect, spune-mi la cap pe toate, nu? Da, iasă. Ceilalți vin și spun că nu pot, care au licitat și care plătesc redevențe, spun că nu pot să le folosească. Păi deși domnul nu-ți le poate folosi. Dar dumneavoastră ați fost acolo și ați văzut, știți că s-o mutat și cu stâna de acolo? Dar eu dacă aș merge zilnic și aș sta pe dealuri, restul, spuneți-mi vă rog, restul ce aveți de cine ar face, doamna? Odată în viață ați fost pe izlazuri, să vedeți? Am fost pe izlazuri, că mergem la măsurători de terenuri odată de două ori pe lună, când fiecare primăvară oamenii bagă brazda și intră în celălalt și fiecare așa aici. Așa trebuie făcut și domnul secretar, să meargă persoana care îi răspunde cu treaba asta, să meargă. Dar noi dacă mergem acolo, dumneavoastră sau cei de acolo, vă certați de față cu noi, nu vă certați, lăsați voi de acolo. Deci, până la urmă, pleacă de la două lucruri. Spuneți-ne cine e persoana, ca să știm cu cine să discutăm. La care persoană? Care se ocupă de verificarea... Domnul Romica Munteanu. Are dosarele și așa. Deci, până la urmă, știți cum? Ani de zile au încăput toată lumea. Și toată lumea a avut pășune. Dintr-o dată, e vorba de banii de subvenții, despre asta este vorba, să nu ne... Da, ideea asta, cam asta era, fiecare da. Soliciteze pe ce avea, nu era nicio discuție. Exact, nu ne certam nici unul, nici altul. Bun, am avut discuția asta, doamna Mihalache, înainte și după ce a fost licitația și când ne-am mai întâlnit, și înainte de prima licitație și foștii mei colegi au spus, găsiți o soluție să vă înțelegeți pe suprafețe. Dar acum nu puteți să spuneți mie că nu v-ați certat, că v-ați certat pe holurile astea toată lumea, cu toată lumea și frate cu frate. Cum vă explicați că în prima licitație Liviu Gosav tot la aceleași animale o luat, o cerut 25 de hectare. La a doua licitație o cerut 65 de hectare. Să-mi ia terenul. O să vă explic foarte simplu, avea dreptul. 40 și 40 am cerut și a prima licitație. Mă dați ce e din eu. Când am văzut, eu am văzut că au rămas oamenii fără izlaz, eu am cedat 10 hectare și am rămas la 30 care le aveam și înainte. Și băietul din 25 și-a lăsat 5. Dar nu mai vrut doamna primă. Dacă toată lumea m-ați lăsat ambițiile la o parte și ați fi încercat să vă comportați, că vorbeați acum ca concetățenii acestei comune, toată lumea acum avea și pășune, își lua pentru bucățica lui. Rămânem fiecare pe terenul care, când i-a mai lăsat doamna un an, așa, ca să vă spun de ce să treacă termenul. V-a lăsat pentru că dumneavoastră și-ați venit aici de nu știu câte ori și nu numai dumneavoastră, că aveați acolo animalele. Păi v-a lăsat o perioadă să reglementați cumva. Păi și reglementarea era, dacă licitația a doua fusese. Sorina, trebuia prima dată să vă licitați. Mă scuz că am marcat domn primar sau cum vrei să spun. N-am aprobat cum să procedeze. Am vorbit personal și mi-a spus că rezolva așa a doua zi de asta de vorbit. Mâine dacă vă cumpărați 300 de animale, vă cumpărați că aveți dreptul ăsta, corect? Și veniți și cereți pășune și nu există, ce facem? Îi scoatem pe ceilalți afară? Dar eu nu aveam pe pășune înainte, domnul. Ați venit acum. În primul rând, când prezentați situația cu toți fermierii, prezentați că toți au animale și toți sunt. Și presupunem că toți au. Ce faceți? Slabe șanse. Nu slabe șanse, că sunt o grămadă, sunt multe oi. Nu, haideți să spunem așa, ce faceți? Deci să știți că eu m-am documentat foarte mult pe subiect. Sunt păreri împărțite. Sunt păreri care spun că trebuie ca fiecare fermier să primească pășune proporțional. Deci chiar dacă nu ajunge, ea trebuie împărțită în așa fel. Păreri pe lege, dacă îmi dați articolul ăla, ar fi fost foarte bun în cadrul legislației. Deci sunt mare, foarte multe comune care fac atribuire directă. Da, pentru că este domeniul privat și pentru că au suprafețe, sunt comune care dau și altora, vin din alte părți și aprobă. Noi avem prea mică suprafața și prea mulți fermieri. Cum am încăput, domnul, până a venit doamna Luminița? V-ați înțeles între dumneavoastră, așa ați încăput. Nu. Și n-ați avut ambiții și nu v-ați certat frate cu frate și soră cu soră. Este declarație dată la poliție cu mâna la a doua licitație. A fost chemat comisia și a spus Sorina și cu băiatul să nu câștigi. Păi mă, nu știi că ești. Da, eu nu. Dar n-ai de unde să știi că m-a tăiat nu la bești, ne-a Marcel. Haide să vorbim pe aia. Nu râde, zici, ce râzi, că așa este. Sorina, hai să vorbim la centrală.
N-are de unde să știe nimic. Băi, nu e asta problema. Nu, nu, adică e așa e. Unii dreptate, dreptate. Noi putem dreptate. Discuta aici. Da, o discutăm, da? Dar nu suntem. Dar din comună de la mai din sat, știi că au și pe alte comune șoată? Păi da, dar știți, deși, da, pentru că eu am făcut doamna legătura. Păi dacă nu știi dumneata. S-o vede doamna să licitez acolo. Nu, dar doamna l-a sunat. Bă, le-o rămas cu taie. Dar de ce te-a dat la pilarecea? Nu, e adevărat. Bun, domnul Prisecaru, v-ați înscris la cuvânt, da? Domnul viceprimar, spune-mi. Am mai discutat personal problema, este vorba de microbuzul care l-am cumpărat noi primăria pentru școlari. Am dorit să se împartă cursele în așa fel încât să ajungă și la elevii de la Mazil, inclusiv la Recea, la, pe partea aia, la Mihalache, știți, din partea de parte, da? Eu am vorbit cu șoferul de pe microbuzul școlar, de la școală cum ar veni, cu domnul Șchiopu. O discuție are cum să acopere tot. Microbuzul primării, am înțeles că se retrage din curs foarte devreme și nu mai preia elevi. Păi se retrage la momentul când termină de adus elevi când încep orele. Atunci se retrage. Deci, după ce... Dacă tot avem două microbuze acum, cred că ar trebui să facem în așa fel încât să acoperim toate zonele unde e extrem. Adică nu-i... Nu o să avem pretenții să... Domnul viceprimar, nu o să avem pretenții să aducă un elev de la 200 de metri de școală. Noi avem pretenții să aducă niște elevi care stau departe și în niște zone inaccesibile. Adică omul nu are cu ce să-l aducă. Asta vrem. Dacă tot avem două, nu-i păcat să nu îi ajutăm. Asta ar fi ideea. Deci asta ar fi primul punct, al doilea punct... Să stăm la un kilometru și mai distanță de școală. Și da, aveți perfect dreptate să nu se ia copiii dimineața. A trebuit făcut în așa fel încât să se acopere, dacă tot sunt două. Da, de exemplu și la Horgești ar trebui dus elevii, da. Să facă în așa fel... Cu mașinile. Dar la Horgești nu s-a licitat nimeni, nimica. Să se facă niște itinerarii în așa fel încât să se acopere toate zonele care sunt mai depărtate. Nu... Da. Vorbim de un curs. Dar trebuie găsit o soluție cu orarul de preluare al elevilor, ca acel orar, primii elevi și ultimii preluați, să se încadreze la orele de școală. Știți, deci am luat legătura cu domnul director și făcut un itinerariu în așa fel încât să încadreze eventual microbuzul, chiar dacă întârzi un pic după programul. Îi pune absent domnul profesor, nu poate să-i lasă. Nu, microbuzul nu e o problemă. Nu e o problemă că întârzi. La ore să nu întârzi. Dacă este numărul foarte mare de copii, se poate să impresim un consilier de administrația școlilor ca o parte din copii să înceapă la o oră mai târziu, dacă chiar e o problemă. Și dar nu, nu are cum să fie problemă. Nu, cu două microbuze se rezolvă. Dacă s-au descurcat cu unul. Cu două vă dați seama că o să fie mult mai ușor. Deci nu are cum. Atât, domnul Prisecaru. Mai am ceva de discutat în privința punctului 2 din ordinea de zi, ceea ce face ca doamna primar să nu mai fie în funcție de asta, să nu credeți că ne face cinste și onoare comunei Horgești. Indiferent cine ar fi vinovat, este sau nu este, nu ne face cinste. Eu personal și o parte din consilierii din Consiliul Local mai vechi am mai trecut pe o scenă dintre asta, care nu au făcut decât să ne ducă înapoi cu încă vreo câțiva ani. Corect. Exact ca într-o familie când un părinte pleacă, divorțează și rămâne... Vă contrazic. Eu n-am. Deci asta e părerea mea. Asta este părerea mea, este cuvântul meu. V-am spus, am mai trecut prin chestia asta. Nu a adus nimic benefic pentru comunitate. Atât am avut de spus. Nu țin cu nimeni, nu vreau să ridic nimeni în slăvi, dar asta este părerea mea și cred că o parte din dumneavoastră îmi dați dreptate, pentru că nu mai țin domnul Bunaru sigur și nu știu cine a mai fost atunci, știm foarte bine cum s-a derulat chestia. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Lilă? Da, aș avea și eu câteva întrebări să adresez domnului vice și chiar și domnului secretar. Fiecare vorbește ceea ce o doar și o să vorbesc și eu personal. Este vorba și vreau să întreb, ce se mai întâmplă, cum se procedează cu terenul de sport, domnul secretar? Ați făcut exproprierii să luăm terenul, ați mai discutat cu domnul Gheorghe Țurcan? Timpul trece timpul, trece foarte ușor timpul și terenul nu se cumpără. Să mai așteptăm iar cu un an nu se mai poate. Noi vrem cât de curând și cât mai posibil și cât mai bine. Am discutat cu domnul Țurcan, cred că vă și spus că de-aia vă și întrebați. Eu i-am explicat situația, dumnealui i-au zis că până la urmă să mergem pe expropriere. Vom merge pe expropriere. Foarte bine. Ați făcut acte de mers? De vineri până astăzi, că din marți.
trebuie să acționăm cât mai repede. Acționăm, acționăm, avem, avem documentația de evaluare și o să trimitem, facem documentația de expropriere. Și cam cât ar lua domnul ăsta? Este un proces? Nu, nu este în proces. Exproprierea este o procedură legală. Nu mai țin minte exact cât noi am mai făcut o dată când a fost pentru drumul de legea. Sunt niște termene care se depune oferta. Eu cred că undeva maxim 3-4 luni de zile. Ceea ce este foarte important, am spus maxim, ceea ce este foarte important, la momentul când se finalizează exproprierea, noi putem să facem, indiferent dacă persoana atacă sau nu procedura de expropriere, noi continuăm să facem ce avem de, de făcut. Procesul nu suspend. Și încă o întrebare. Aveți idei, nu știu dacă știți, cu școala de la Sohodor, școala vechi, care nu se mai, nu se mai învață în ea. Ce se întâmplă cu ea? Nu se dărâmă? Nu... Dar eu știu de... O mai fost întrebarea asta, a fost în Consiliul Local. Eu știu că, există, va trebui să fie demolată pentru că nu mai corespunde din punct de vedere al siguranței. Din câte știu eu, domnul secretar, a figurat demolată. Demol. Păi și n-ar trebui să ce? Să apuce domnul Vinci de demolare. Bun, mulțumim. Domnul Borici. Oricum mai era conform. Domnul secretar, eu ședința trecută nu am primit, n-am avut invitație, n-am primit hârtiuțe. Încercați pe domnul Vici sau cine? Dar eu am dus-o acasă. Nu, la cea de îndată v-ați referit? Mama ta poate să confirme. Nu, la cea de îndată nu am primit nimic. La cealaltă am primit, având în vedere că nu m-am prezentat, studiam la a doua facultate și nu am cum să vin, era în perioada sesiunii. Dar... Online, am în trafic. Fac la Constanța. Bacău-Constanța și facem 5 ore. Iar acum, nu știu dacă mi se pare normal, să primesc o singură hârtiuță ca un cervețel, să văd... Da, pentru că dumneavoastră sunteți delegat să tezi și dumneavoastră nu votați proiectele de hotărâre. Am înțeles. Dacă este nevoie, aduc un top de hârtie să mi-l dați și mie să mă documentez. Nici o problemă. Eu cred că, până la urmă, dacă dumneavoastră îmi dați o adresă de mail, pot să vi-l transmit pe o adresă de mail. Nu facem tot ceea de sensul ăsta. Am mai avut o altă discuție, n-ați mai zis nimic. Vă amintiți, nu? Le primeam, la început le-am primit, le primeam în formulă completă, zic așa, dar primele 2-3 luni, după aia primeam câte o hârtiuță. Eu vin la ședință, dar dacă nu știu, nu mă uit, stau și asist ca un nimeni altul, ca să nu zic altul. Ei. Adică eu totuși vreau să mă documentez, bă, și să vorbești și ce să întâmplă. De ce te spui că trebuie de legat să te spun, nu? Adică dumneavoastră să veniți la ședință de consiliu și aduceți în fața consiliului problemele comunității din zona în care ați fost numit delegat să te spun. Nu aveți drept de vot, vedere, nu aveți drept de vot asupra proiectelor de hotărâre. Nu este nicio problemă. Deci eu v-am spus că pot să recunoști dumneavoastră pe mail. Nu aveți drept de vot pe proiectele de hotărâre și pe principiul ăsta orice cetățean a putea să ceară să-i să comunice. Deci din punctul ăsta de vedere nu aveți, nu aveți calitatea de consilier față de care am obligația legală de comunicare a proiectelor și a de hotărâre. Uitați-vă pe cota administrativă. Nu înseamnă că nu se poate face, știți? Cred că am să, atunci când volumul lor nu este foarte mare, cred că am să le pun și pe site. Când volumul este foarte mare, știți că am avut ședințe când dosarul era cât palma, este aproape imposibil să-l și scanez. V-ați observat că de multe ori lucrurile se fac și foarte în lipsă de timp. Dar uitați, o să facem... O să găsim soluția asta. O să, când volumul este unul care poate fi scanat pe un fișier, am să iau și am să-l postez ca să vă arăt. Un format PDF frumos, putem da. Primi toată lumea. Atât, domnul Borici? Atât. Mulțumim. Domnul Dămoc, aveți cum. Da, cred că trebuie apreciat cu domnul delegat Sătesc Băurici. Da, da, nu, da, apreciez, da, nu-i... Documenteze. Da. Chiar nu cred că e o problemă să fie primit și lui da, da. Documentația. Până la urmă, spuneați de satul respectiv, până la urmă și bugetul. Până la urmă, Galeriu, sata comune, Forgești, și bugetul implică inclusiv satul Galeriu, ca să dau un exemplu așa. Deci, aproape toate proiectele se pot face referire, fac referire și inclusiv la satul Galeriu. O problemă pe care o ridică mulți cetățeni este problema câinilor fără stăpân. Și aici, măsurile pe care au fost luate de-a lungul timpului de
de primărie nu prea au fost în regulă. Am văzut la Tamaș, domnul doctor e destul de implicat pe, și face des campanii de sterilizare. Face inclusiv la noi, domnul doctor. Da, să zic, dar trebuie intensificat acest număr de campanii și aduse la cunoștința cetățenilor. Da, urmă, și mai avem în vedere pe termen lung, concesionarea unei suprafeții de teren pentru un ONG care vrește să facă un adăpost, să vedem unde găsim un teren care să nu afecteze, așa, ar fi ideal, am acoperit și o necesitate a noastră fără a implica costuri din partea primăriei. Bine, implică după gestionarea, nu, spre că o să se ocupe doar ONG-ul? Doar e ONG-ul. Dacă ne-am ocupat noi, credeți-mă că cred că am avea vizite de la toate organele la adăpostul ăla, încât s-ar putea să coste mai mult ața decât fața, știți? Că ne-am strâns eu posibil după aia la ONG. Dar nu o să-i duci înapoi, că ții la ei și nu o să-i duci, spun eu. Da, asta e un lucru bun, dacă numai de asta zic, trebuie grăbit procesul, da. Pentru că vedem că se întâmplă din ce în ce mai multe tragedii și în țară. Sunt mai multe procese care trebuie grăbite, vedeți, vorbeam de teren de spor, vorbeam, din păcate timpul este limitat și oricât ați spune, eu înțeleg fiecare consilier care n-are experiența asta o zi aici, în fiecare zi în primărie apar eu când plec pe drum în mașină, mă gândesc că trebuie să fac asta, asta și asta și când ajung așa, din alea trei fac unul pentru că apar altele cinci. E o problemă la ora actuală și e nevoie de personal calificat ca să poată fi făcute lucruri. Ca să poți să conduci, trebuie să poți. Dacă te apuci și faci în loc să te conduci, la un moment dat apar lacune. Sunt și cred că sunteți de acord cu mine. Domnul secretar, eu nu vă contrazic, dar și aici e o problemă tot de management, la urmă. De da, corect. Problema e de management, e demografic, e de calitatea învățământului, e de calitatea salariului. E o problemă generală. Managementul... Da, dar după 3 ani, vedeți că încă sunt oameni buni care își dau demisia și pleacă din primăria Corsești. Și ar trebui să ne punem mare semn de întrebare. Care este motivul? De ce în primăria Forgești, la acest moment, și bine, nu la acest moment, de foarte mult timp, este un climat care nu te face să stai aici, nu te face să lucrezi aici. Da? Din păcate, de asta, cu tot cu salarii, cu tot cu sporuri, iată că sunt oameni care fug de primăria Forgești. De ce? Este acest climat de asta, numai de scandal, numai de... Și nu știu până când de asta zic. Și... Din punctul de vedere, persoana responsabilă o știți, dar... Cred că responsabil suntem fiecare dintre noi. Pentru da, toate problemele care apare în comun, da. Fiecare dintre noi... Poate că ar fi cazul să nu mai căutăm vinovați, să căutăm soluții și să fim constructivi. Și soluțiile, realizați că sunt de acord că trebuie să fie îmbrățișate de fiecare dintre noi. Da, zic, păreri politice... facem politică și avem păreri diferite. Da, zic, și noi ca oameni, politică, și da? Noi ca oameni putem avea păreri diferite. Fiecare om trebuie să înțeleagă că și celălalt de lângă el este important. Dar când vine vorba de interesul cetățeanului și a comunei, cu toții trebuie să credem și să fim de acord. Eu acum poate zic că e prioritate să facem nu știu ce drum. Dar domnul Călimanu o să vină și să zică, băi, dar nu, eu îl văd pe ăla. Faptul că avem păreri diferite nu e un lucru rău. Da, cu siguranță nu e un lucru. De asta, acolo trebuie să ajungem. Ca faptul că eu am o părere diferită cu Călimans, nu înseamnă că eu cu domnul Călimans sunt dușman. Ci pur și simplu, că așa... Dar după aia, când ne punem la aceeași masă cu toții... Asta e important, să se facă ceva, că dacă numai fiecare trage în direcții diferite, nu o să reușim. Și știți că cei mai infectați sunt fiecare dintre noastre, ca să ziceți cetățenii comuni astea. Deci dacă trage, dacă se trage, sunt 2 cai, așa, nu 2 cai, sunt 10-100 și fiecare dintre noi nu reușim să trecem peste niște ambiții personale, nu fac referire la nimeni, credeți-mă. Fac referire la cetățeanul care se ceartă peste gard cu vecinul și pentru 20 de centimetri de pământ stau și își fac plângeri și își dau un cap. Despre asta e vorba. Trebuie în mod general să fim oameni mai buni, pentru că și conducătorii tot de aici avea alegeți, da? Deci dacă fiecare sunteți oameni mai buni, la un moment dat și problemele se rezolvă mai ușor. O problemă dată la vale către rău va deveni una mai mare, nu una mai mică și nu se va rezolva niciodată. Atât, domnul Noc? Da, mulțumesc. Bun. Vă stiți la cuvânt, doamna Nunuț? Nu. Bun, altcineva? Pe mine, nu. Păi nu, te-am văzut, domnul Noc. Altcineva să mai înscrie la cuvânt? La diverse? Ok. Aveți cuvântul, domnul Dulică. Domnul secretar, dumneavoastră știți în formă și domnul Vici,
Informă, domnul secretar. Mă, cam dor ochii acum. Am zis că-i aduc domnului consilier că zicea de expunerea la riscuri. Acum am niște documente medicale de la un profesor doctor pentru ochi. Să văd dacă li contestă și alea. Rândăm ochelari. Da. Cu privire la terenul ăsta de sport, la Soodor, nu-i mai bine decât să facem expropiere, să dureze atâta timp. Păi dacă nu se poate afla, întreb și eu altceva, dacă da, am nu, și eu, nu e problema. Aș zice așa, prin Consiliul Local, chemați cu Turcan, și să mai negocieze la prețul ăla, că și prin Consiliul Local să mai aprobăm o sumă ca să fie mulțumit ăla, să nu mai dureze atât de mult. Mai mult decât o dată expertul. Mă amintiți că acum vreo 4 ani de zile eu v-am spus că n-am să semnez nicio hotărâre care pe dumneavoastră sau pe mine mă pune în risc de a nu respecta legea. Este foarte clar, noi am aprobat un regulament. Modul de dobândire, fiind vorba de noi suntem o instituție publică. Poate fi dobândit pe procedură de licitație. Știți că v-am și spus, am făcut adresă la Curtea de Conturi și am spus, domne, este singurul teren care se pretează și singurul teren care poate fi. Nu, domne, faceți ori licitație, ori expropiere. Faceți licitație pentru cum garantați dumneavoastră că fiecare om a avut dreptul să participe la licitație. Păi n-are fiecare om dreptul, că dacă fiecare om ar avea un pământ acolo, ar avea fiecare om dreptul. Dumneavoastră când semnați un lucru și eu, trebuie măcar să fim noi convinși și liniștiți că am semnat în cunoștință de cauză. N-avem cum negocia direct, nici n-aș vrea să avem discuția asta. Cum să, dacă procedura este de licitație și licitația are niște principii care nu sunt cele mai, nu că nu sunt corecte, nu sunt cele mai umane, ca și în cazul celelalte licitații, dar dacă alea sunt principiile, trebuie să le respectăm, că dumneavoastră, fiecare de asta semnați hotărârea aia. Și după aia vă vine Curtea de Conturi și ne impută la toți câte puțin. Domne, eu v-am întrebat. Eu m-am spus, nu totdeauna soluția cea mai bună și cea mai ușoară, asta e dezavantajul. Spuneați că de mâine vine Curtea de Conturi? Faci 20, da. Și pentru ce perioadă? Pentru o mie de zile, dintre obicei. Altă problemă cu domnul Vici, aș vrea să implici, dacă are atribuțiile de primar acum, să implici cu extinderea asta de rețetă, că a durat ani de zile. Și oamenii care... Licitația este făcută, noi așteptăm să înceapă lucrările. O să vină cu suplimentar de suplimentar. Păi dar da. Când? N-ai pus de aia a venit să faceți apel... Noi suntem la mâna lor. Noi i-am sunat totdeauna și tot suplimentul în sumă. Îi spunem totdeauna și degeaba. Ei fac tot ce știu. Ceea ce spuneați mai înainte, trebuie tot timpul să primeze interesul cetățeanului. Trebuie să le gândim... Altă problemă. Dacă se poate să mai faceți un apel la instituția asta, la putea să facă OIF, iau șantieri, asta e treaba. Canali. Iau un șantier, nu am angajat un șantier și știi niște lucruri. Da, dar chiar anul ăsta a vorbit doamna... Păi da, dar să înceapă mai degrabă, că dacă începi să mănânturi... Dar știi ce răspuns ne-a dat? O zic că n-au primit bani pentru motorini și n-au cu ce să înceapă rutele. Nu se poate, domnule, orice instituție a primit fondul pentru anul 23. Trebuie rezolvată și problema, că s-au comasat canalele. Ați văzut unde și toate părțile. S-au comasat și când vine viitorii, ce faci? Trebuie să acționăm din timp. Da, nu, eu ți-am zis cine-o răspuns. Deci ce am discutat noi pe, asta e singurul lor răspuns. Mai presat, mai presat. Lasă domnul Dudulică. Atât, domnul. Bun, mulțumim. Altcineva? Mai presat. Declarat. Zanchie, să mulțumim. Da. Am o educație.